Andrew Murray, 1828-1917. Revărsări de strălucire și izvoare liniștite. Fiul unui pastor reformat olandez de origine scoțiană, Andrew Murray s-a născut în Africa de Sud. Când Andrew avea 9 ani, părinții lui l-au trimis atât pe el cât și pe fratele lui pentru studii la Aberdeen, Scoția. În 1845, amândoi și-au primit diploma de licență la Universitatea Aberdeen și s-au înscris împreună la Universitatea Utrecht ca să studieze teologia. În timpul petrecut la Utrecht, s-au distins din punct de vedere academic, au format o societate misionară a studenților, iar în 1848, Biserica Reformată Olandeză i-a ordinat în lucrarea pastorală. Întorcându-se în Africa de Sud, Andrew a acceptat o slujbă de pastor în Bloemfontein, pe când se găsea în covalescență în Anglia, în urma unui atac de febră. El a întâlnit-o și a luat-o în căsătorie pe domnișoara Rutherford din Cape Town, Africa de Sud. În 1860, Murray a acceptat o slujbă de pastor în Cape Colony și tot în aceeași perioadă a început să scrie multe din cărțile devoționale. Tema celor mai multe dintre cele 240 de cărți și broșuri ale lui este aprofundarea vieții spirituale a creștinilor. Acestea au fost publicate în 15 limbi. Pe lângă activitatea de păstorire, Murray și-a petrecut jumătate din timpul său în turnee de evangelizare. Fiind un proeminent purtător de cuvânt al misionarilor, Murray a fost de 3 ori președintele Consiliului Reformat Olandez. El a deschis o filială a Asociației Creștine a Tinerilor din Cape Town, a înființat seminarul Huguenot din Wellington în 1874 și a fondat o școală pentru misionari și mișcarea Keswick din Africa de Sud. Murray și-a petrecut ultimii 12 ani din viață vorbind la congrese și întruniri de evangelizare în Statele Unite, Canada, Anglia, Irlanda, Scoția, Olanda și Africa de Sud. Data aproximativă 1888. Întrebare. Domnule Murray, vorbiți și scrieți foarte mult despre lucrarea Duhului Sfânt. Este învățătura dumneavoastră ceva nou pentru biserica de azi? Andrew Murray. Nu e deloc nouă, dar accentul este foarte mult sporit. În biserica din trecut, Duhul Sfânt nu avea recunoașterea pe care ar trebui să o aibă ca egalul Tatălui și a Fiului.
El este singura persoană divină prin care Tatăl și Fiul pot fi primiți și cunoscuți cu adevărat. De ce nu a accentuat reforma lucrul acesta? În acea perioadă, Evanghelia lui Hristos trebuia apărată de teribila greșeală care făcea din dreptatea omului baza acceptării lui înaintea lui Dumnezeu. Gratuitatea Harului Divin trebuia să fie arătată foarte clar. De aceea, secolelor care au urmat, le-a revenit sarcina de a construi pe această temelie și de a dezvolta ceea ce bogățiile Harului fac pentru credincios prin faptul că Duhul lui Iisus locuiește în el. Biserica s-a oprit să se odihnească, mult prea mulțumită de ceea ce primise deja. Învățătura rolului Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios, prin călăuzirea, sfințirea și puterea lui de a fortifica, nu și-a primit încă locul cuvenit în doctrina și trăirea noastră evanghelică. Vreți să spuneți că Dumnezeu ne dă o nouă revelație? Nu. Finalizarea revelației lui Dumnezeu este în Scripturi. S-ar putea ca un citat din cartea Dr. A. Sapphire, The Lord's Prayer, să ne fie de ajutor. Dacă privim retrospectiv istoria Bisericii, observăm cum multe adevăruri importante, revelate deja în mod clar în Scriptură, au fost lăsate în stare latentă, timp de secole, necunoscute și neapreciate decât de câțiva creștini izolați, până când Dumnezeu a găsit cu cale să lumineze biserica prin niște martori aleși. Atunci, el a dăruit copiilor lui cunoașterea unor comori ascunse și uitate. Cât de lungă a fost perioada de timp? Ea a inclus chiar și reforma, în care doctrinele Duhului Sfânt, rolul lui în convertire și locuirea lui în credincios au fost aproape necunoscute. Trebuie oare ca un creștin să se roage ca Duhul Sfânt să intre în viața lui? Nu. Aceasta nu este în conformitate cu Scriptura. Fiecare credincios îl are deja pe Duhul Sfânt locuind în el. Tot ceea ce mai trebuie este ca orice creștin să știe lucrul acesta și să creadă că Duhul va produce în el ceea ce îi este necesar pentru creșterea și vigoarea lui ulterioară. Ce explică diferențele în profunzime, putere și rodnicie spirituală dintre creștini? Nu toți creștinii au ajuns la o experiență deplină a ceea ce implică locuirea Duhului. Umplerea Duhului este doar pentru anumite categorii de oameni, cum ar fi apostolii sau pastorii, și aceasta la ocazii speciale? Desigur că nu. Această înțelegere greșită a fost cauza unei trăiri complet lipsite de putere printre credincioșii de după cincizecime. Înainte de cincizecime, în perioada Vechiului Testament, această limitare a prevalat. Dar de atunci încoace, o viață umplută de Duhul ar trebui să fie experiență obișnuită, constantă a fiecărui credincios autentic. Numai aceasta îl face în stare să trăiască viața pentru care a fost răscumpărat. Nu este vorba aici de o aspirație înaltă, ci de o așteptare normală din partea fiecărui credincios. De ce există atâtea controversă, mai ales între pastorii și învățătorii Bibliei, în ceea ce privește modalitățile de a beneficia de umplerea Duhului? Aș vrea să spun că există două concepții diferite, ambele pretinzând că sunt biblice. Prima susține că, întrucât fiecare credincios primește Duhul Sfânt la regenerare, nu mai trebuie căutat niciun botez al Duhului. Promisiunea a fost împlinită pentru biserică deja la cincizecime și fiecare credincios își primește partea lui când crede în Hristos. Concepția opusă susține că
Așa cum atestă mai multe cazuri din Faptele Apostolilor, unii oameni sunt credincioși autentici și totuși au mare nevoie să primească Duhul promis. Tot așa, acum fiecare credincios trebuie să caute și să aștepte acest botez ulterior convertirii lui. De fapt, există și o a treia concepție, care se situează pe undeva pe la mijloc. Deși sunt de acord că Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios, susținătorii ei afirmă că credinciosul poate să primească de sus din când în când înnoiri conștiente, foarte speciale, ale prezenței și puterii Duhului. Acestea pot fi privite în mod corect ca fiind noi botezuri ale Duhului. Cum ajung cei care susțin prima concepție la plinătatea despre care vorbim? Ei consideră că această plinătate este deja o realitate glorioasă, dar că credinciosul trebuie să ajungă la o percepere rațională și spirituală mai profundă a ceea ce există în prezent. Ei afirmă că credinciosul are toată plinătatea Duhului Sfânt pe care o poate avea. Celălalt punct de vedere afirmă că este necesar să așteptăm înaintea lui Dumnezeu această umplere care vine ca un dar distinct, special ca o împlinire a promisiunii Tatălui. Care este părerea dumneavoastră, domnule Murray? Dacă cea de-a doua concepție insistă că fiecare credincios trebuie să caute în mod conștient să primească un astfel de botez ca o experiență distinctă, eu nu cred că aceasta este ceea ce ne învață cuvântul. Însă dacă același lucru este formulat altfel, anume că în urma rugăciunii cu credință, mulți credincioși au parte și cei care îl caută au adesea parte de un asemenea flux al Duhului Sfânt, încât el va fi de fapt pentru ei un nou botez al Duhului, atunci cred că ideea aceasta este în armonie cu învățătura Scripturii. În același timp, nu pot fi de acord cu prima poziție, care susține că nu ar trebui să ne rugăm pentru Duhul. Aceste concepții trebuie să îi se aducă unele completări. Dar cum poți să-i ceri ceva ce deja ai? Să ne rugăm pentru mai mult din Duhul? Priviți problema în felul acesta. Plămânii noștri sunt plini de aer și totuși au nevoie de o rezervă proaspătă în fiecare moment. Printre degetele noastre pulsează din belșug sângele și totuși ele îi cer în continuu inimii o rezervă proaspătă. Ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu pentru Duhul pe care l-am primit și să dorim totuși mereu un flux mai bogat. Ar fi într-adevăr trist dacă un credincios, după ce a primit odată Duhul, ar simți că nu mai are nevoie de această binecuvântare supremă. După cum ungerea cu ulei proaspăt este o nevoie zilnică și botezarea cu Duhul de către Iisus este mai mult decât o amintire a unui lucru trecut, făcut odată pentru totdeauna. Ele promisiunea ceea ce poate fi și ar trebui să fie o experiență zilnică, continuă. Credința că avem Duhul înăuntru nostru, chiar și atunci când venirea Lui a fost ca o nouă revelație și ne-a umplut de bucurie și vigoare, își va pierde prospețimea și puterea dacă fluxul nu este menținut printr-o părtășie vie cu Tatăl și cu Fiul. Este umplerea o revărsare din afară sau dinăuntru nostru? Când a venit potopul în vechime, stăvilarile cerurilor și a izvoarelor adâncului celui mai mare s-au deschis concomitent. La fel este și în cazul împlinirii promisiunii Duhului. Cu cât e mai adâncă și mai limpede credința noastră în Duhul care locuiește în noi și cu cât e mai simplă așteptarea Lui, cu atât mai abundentă va fi coborârea noită a Duhului din inima Tatălui, chiar în inima copilului Său care l-așteaptă. Tu ai primit deja Duhul, izvorul este înăuntru tău, el trebuie doar deschis, iar el va țâșni și îți va umple ființa,
Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Ioan 7:38. Concomitent cu afluxul neîncetat de sevă care vine din el, vița cea vie, are loc și o țâșnire a izvoarelor lăuntrice. Botezul cu Duhul are un început la fel de distinct ca și curățirea lui prin sânge. Dar acesta trebuie menținut printr-o noire continuă, astfel încât afluxul să crească tot mai puternic până se va revărsa. Este oare adevărat că unii credincioși trăiesc experiența unor mari schimbări în viața lor când sunt umpluți cu Duhul Sfânt, mai mari chiar decât atunci când au fost născuți din nou? Poate exista o diferență, și în cazul marii majorități a creștinilor chiar există, între viața lor de înainte și de după o anumită experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, așa cum s-a întâmplat și în cazul ucenicilor înainte și după cinzecime. Cinzecimea nu a fost, desigur, acordarea Duhului în vederea regenerării. Cinzecimea a fost comunicarea clară a prezenței pline de putere a Domnului lor glorificat. Această diferență dintre simpla conștiență a prezenței Lui și revelația deplină a Hristosului care locuiește în ei, în gloria Lui, a determinat acele mari schimbări și a adus acele răspunsuri. De ce nu este fiecare credincios umplut de Duhul Sfânt? După părerea mea, fie din cauza ignoranței, fie din cauza necredincioșiei. Când un credincios înțelege deslușit ce poate să producă în el locuirea Duhului Sfânt și dacă este dispus să renunțe la orice pentru a avea, el poate să ceară și să accepte ceea ce poate fi numit un botez al Duhului. El poate să aibă parte de un aflux al Duhului Sfânt care să-l ridice în mod conștient la un nivel diferit de la cel la care trăise anterior. Cum putem fi deci umpluți de Duhul? Este posibil ca modul în care vine acest botez să difere de la o persoană la alta. La unii, el vine ca o fericită însuflețire, clar perceptibilă a vieților spirituale. Ei sunt așa de umpluți de Duhul încât toate sentimentele lor sunt puse în mișcare. Ei pot vorbi de o experiență distinctă ce vine ca un dar de la Tatăl. În cazul altora, acest fenomen are de-a face nu cu sentimentele lor, ci cu credința lor. El vine ca o profundă, tăcută, dar mai bună înțelegere a plinătății Duhului în Hristos, ca ceva ce le aparține realmente lor. Această credință este încrezătoare în faptul că El este suficient pentru orice situație care s-ar putea ivi. În mijlocul neputinților, ei știu că puterea se odihnește peste ei. Ei știu că binecuvântarea l-a fost dată de sus pentru a fi păstrată prin ascultare și dependență profundă de Cel de la care a venit. Aceasta trebuie să fie o experiență dătătoare de mare bucurie. Într-adevăr, dar accentul nu trebuie pus pe bucuria căpătată prin ea. Un astfel de botez este dat în mod special ca putere pentru lucrare. Este posibil chiar ca el să fie primit înainte ca credinciosul să-și înțeleagă pe deplin chemarea în lucrare, pe când el este preocupat în primul rând de sfințirea lui. Dar acest botez nu poate fi păstrat decât dacă este ascultată chemarea de a-L mărturisi pe Domnul. Botezul de la cinzecime și cel pe care îl cunoaștem din experiența noastră a fost și este dat ca pregătire pentru mărturisire. Întrucât Duhul lui Dumnezeu este putere, ne vom simți noi întotdeauna tari și puternici după ce a avut loc umplerea. Primirea puterii Duhului Sfânt are loc în mod complet opus tuturor așteptărilor noastre naturale. Ea este o putere divină
ce lucrează în neputință. Sentimentul de neputință nu este îndepărtat. Puterea nu este dată ca ceva ce noi stăpânim. Noi avem putere numai în măsura în care îl avem pe Domnul însuși. El exercită puterea în și pentru neputința noastră. Care sunt manifestările care însoțesc umplerea cu Duhul? Trebuie să ne ferim să stabilim reguli fixe pentru manifestările care însoțesc acest botez. Darurile și dragostea lui Dumnezeu sunt mai mari decât inimile noastre. Însă un lucru este prezent întotdeauna. Acest botez va dovedi că are puterea să deschidă gura creștinului și să scoată o mărturie despre Dumnezeu. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Fapte 1:8. Fiți umpluți de Duhul, vorbind unul altuia. Efeseni 5, versetele 18-19. Izvorul trebuie să țâșnească și voiul trebuie să curgă. Tăcerea înseamnă moarte. Există un mod specific în care un credincios trebuie să răspundă atunci când este umplut de Duhul Sfânt? Răspunsul pe care îl dă omul este legat de temperamentul fiecăruia. De asemenea, Duhul Sfânt vine în mod suveran asupra indivizilor și grupărilor de credincioși în momente diferite. Care a fost experiența dumneavoastră în Africa de Sud în legătură cu revărsarea Duhului Sfânt asupra unui grup? În timpul puternicii treziri pe care ne-a adus-o Dumnezeu în mijlocul secolului al XIX-lea, au existat multe manifestări neobișnuite ale Duhului printre noi, despre care nu primiserăm niciun fel de învățătură și la care nu ne-am fi așteptat. Am fost martorii unor scene neobișnuite odată cu creșterea fluxului de binecuvântare. O persoană care a asistat la această trezire a remarcat: cineva din afară, nefamiliarizat cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu, ar fi numit aceste manifestări fanatism pur. Nici chiar eu nu am fost pregătit să recunosc imediat ce făcea Dumnezeu prin Duhul Său. Am auzit un vâjâit puternic care venea peste locul nostru de adunare în mai multe ocazii. Câteodată, unii oameni cădeau la podea în timpul întrunirilor, aflați parcă într-o stare de inconștiență, dar nu se răneau. Fără să se fi făcut eforturi speciale în vederea stârnirii unor emoții, pentru că noi, cei din Biserica Reformată Olandeză, suntem foarte conservatori, chiar și în absența predicării, adunări întregi au fost mișcate până la lacrimi și determinate să înalțe rugăciuni în același timp, să facă mărturisiri cu voce tare și să se pocăiască pentru a obține mântuirea. Duhul s-a mișcat chiar și printre cei din satele izolate și de la fermele rămase necultivate. Există vreun factor comun în cazul unor asemeni manifestări ale Duhului? Din nou, aceasta constă în laudă, rugăciune și mărturisire plină de curaj. Pretutindeni, cei atinși de Domnul mărturiseau Evanghelia fără frică sau rușine, fapt ce a adus la și mai multe convertiri și roade. Vă rog, vorbiți-ne puțin despre diversitatea experiențelor ce rezultă din această umplere. Cei care primesc această experiență în mod diferit trebuie să fie atenți să nu-i critique pe cei a căror experiență se deosebește de a lor sau să desconsidere experiențele lor ca fiind inautentice sau incomplete. Permiteți-mi să dau un exemplu. În Africa de Sud suferim adesea din cauza secetei. Există două feluri de rezervoare pentru captarea apei. Unele ferme dispun de un izvor sau de o fântână cu un debit prea mic pentru a putea fi folosit pentru irigații. Se face un rezervor pentru colectarea apei, iar umplerea rezervorului
este rezultatul a fluxului blând, liniștit și continuu al fântânii. În alte locuri, este posibil ca ferma să nu aibă un izvor. Atunci e necesară construirea unui rezervor în albia unui râu sau într-o groapă unde cade ploaia, apa să poată fi colectată. Într-un astfel de loc, umplerea rezervorului se produce adesea în câteva ore, în urma unor adverse masive și inopinante. Ele au loc cu o viteză și o violență aducătoare de pericole. Am spus aceasta ca o analogie la primirea plinătății sau botezul Duhului și, de asemenea, la reacția față de ea. În ziua cincizecimii sau în momentele de criză, cu ocazia unor noi începuturi sau la revărsarea Duhului când au loc convertiri în țările neevanghelizate și în cazul unor treziri speciale printre creștini, oamenii sunt umpluți cu Duhul Sfânt în mod inopinant, puternic și vădit. În entuziasmul și bucuria mântuirii găsite de curând, puterea Duhului este prezentă în mod incontestabil. S-ar părea că modalitatea spectaculară ar fi mai de dorit decât cea liniștită. Aceasta este în întregime hotărârea lui Dumnezeu, nu alegerea noastră. Pentru cei care primesc umplerea într-un mod atât de izbitor, există pericole deosebite. Este posibil ca binecuvântarea să fie prea dependentă de părtășia cu alții, sau să existe doar asupra fluxurilor exterioare și mai ușor de atins ale vieții sufletului. Experiența inopinantă este adesea, deși nu întotdeauna, mai superficială, existând pericolul ca adâncimile voinții și ale vieții lăuntrice să nu fi fost atinse. Dacă umplerea unui credincios a fost relativ liniștită și conformă cu tiparul tradițional, se poate el îndoi că a avut parte de o experiență deplină? Nu ar trebui să existe îndoieli. Se întâmplă adesea ca unii creștini care n-au avut niciodată parte de asemenea experiențe clare să aibă totuși o plinătate a Duhului foarte distinctă. Aceasta se manifestă prin devotamentul lor profund și intens față de Iisus, printr-o umblare în lumina feței Lui și prin conștientizarea Sfintei Lui prezențe. Viața lor este una de încredere sinceră și de ascultare, precum și de umilința unei iubiri jertfitoare pentru toți cei din jur. Vreți să spuneți că nu există un singur mod de a fi umplut sau botezat cu Duhul? Și aici poate fi aplicată aceeași ilustrație. Există ferme unde se găsesc ambele tipuri de rezervoare amintite mai sus, completându-se unul pe celălalt. Există chiar și rezervoare în cazul cărora sunt folosite ambele modalități de umplere. Afluxul regulat, liniștit, zilnic le menține pline în timp de mare secetă. În vreme de ploaie, ele sunt de asemenea gata să primească și să păstreze mari rezerve de apă. Unii creștini nu sunt mulțumiți decât dacă au parte de manifestări speciale, grandioase ale Duhului, vuietul unui vânt puternic, șuvoaie revărsate și botezul de foc. Acestea sunt simbolurile lor. În cazul altora, șuvoiul care izvorăște din interior și curge liniștit în afară pare să fie răspunsul autentic la lucrarea Duhului. Partea noastră ar trebui să fie aceea de a-L recunoaște pe Dumnezeu în ambele fenomene și să fim întotdeauna dispuși să ne lăsăm binecuvântați așa cum alege El. Domnule Murray, vă rog să rezumați ceea ce credeți dumneavoastră personal că este învățătura biblică despre umplerea Duhului Sfânt. Trebuie să fiu umplut. Este absolut necesar. Pot să fiu umplut. Dumnezeu a făcut posibil lucrul acesta într-un mod binecuvântat. Vreau să fiu umplut. Este un lucru cât se poate de dorit.
voi fi umplut, iată o siguranță binecuvântată.